Bună, dragii mei berbeci! Bine ați venit pe canalul meu, cei care sunteți noi, bine ați revenit, dragii mei abonați! Fac pentru voi citirea pentru martie 2024, citire care se potrivește atât pentru cei care sunteți în zodie de berbec, bineînțeles, dar și cei care aveți ascendentul. Totuși, înainte de a începe etalarea, vă recomand să urmăriți foarte, foarte bine mesajele, fiind o etalare generală, iar dacă nu vă regăsiți în mesajele de bază, intrați la ascendent, mai ales dacă aveți peste 30 de ani, ca să luați mesaje mai potrivite pentru voi sau să vă întregiți oarecum etalarea dacă aveți mai multă nevoie de mai multă claritate, da? Am achiziționat pentru voi două pachete speciale de cărți, mesaje de la îngeri, ca să aduc așa o mai bună, nu știu, să fac o etalare cât mai clară și cât mai puternică pentru voi, dragii mei. Să începem. Sunt convinsă că mulți dintre voi așteptați etalarea mea. Și mesajul îngerilor pentru martie 2024. Pentru berbec avem următorul mesaj. Și bineînțeles, îngerul care vă sfătuiește și care vă îndeamnă să vă rugați la el și să cereți sfatul dacă aveți nevoie. Ia să vedem ce avem pentru berbec. Și îngerul pentru berbec. Ia să le tragem așa frumosel. Este Leila. Este un înger foarte, foarte drăguț, bineînțeles. Leila vă îndeamnă pe voi în luna aceasta martie să stați mai mult cu voi, să meditați, să vă retrageți și să petreceți cât mai mult timp în natură, gândindu-vă foarte pozitiv la ceea ce vă doriți, la schimbările care urmează pe cât să le faceți. Pentru că îngerul vă ajută să căpătați gândire pozitivă și claritate mentală acolo unde aveți nevoie. Așa că, dragii mei, nu ezitați să cereți sfatul lui Leila, pentru că este îngerul vostru puternic în această lună martie. E bine să vă gândiți serios, urmează niște decizii în viața voastră și aveți așa niște gânduri, nu știu, ceva vă nemulțumește. De aceea trebuie să vă rugați intens și veți găsi cu siguranță claritate și răspuns la întrebările voastre. Poate vi le voi da chiar eu prin intermediul etalării mele. Și acum mesajul de la îngerii romantici. Să vedem ce spun pentru berbec și cei care au ascendentul în berbec, mai mult pe partea asta sentimentală pentru martie, da? Cred că este o lună mai mult de meditație și de gândire la voi și după aia probabil veți acționa, dar vom vedea ce se întâmplă. Așa. Wow, ce mesaj puternic pe partea de îngerii romanci. Eliberați-vă! E timpul să luați controlul asupra propriei vieți. Dragii mei, se pare că din punct de vedere sentimental voi sunteți oarecum captivi într-o poveste iubire care nu este potrivită pentru mulți dintre voi. Sau încă sunteți captivi în trecut, ca să zic așa. Sfatul îngerilor romantici este să vă eliberați, pentru că e timpul să luați controlul asupra vieții voastre. E timpul să vreți ce este mai bine pentru voi. E timpul să trageți sau să construiți lucruri bune pentru voi. E timpul să renunțați la acele persoane. Că poate fi și vorba de familie, de prieteni, de persoane toxice din viața voastră care nu vă fac bine, da? Sau de un partener care nu vă iubește sau nu vă aduce ceea ce vă doriți voi. Vom vedea, dragii mei, ce se întâmplă. Sau pur și simplu să vă deschideți către nou, să lăsați în urmă trecutul și gândurile negative pe care voi le aveți, dragii mei, pentru că și Leila vă îndeamnă să vă gândiți serios, pentru că urmează o decizie puternică, mai ales din punct de vedere sentimental în martie, da? Și acum vom vedea ce spune tarotul, bineînțeles, pentru voi, dragii mei. Am luat și aici în pachetele mai drăguțele, așa mai holografic, ca să se vadă mai bine imaginile. Ia să vedem pentru martie 2024, berbec și cei care au ascendentul în berbec. Și energia voastră generală, avem un 6 de săbii. Deci e clar, dragii mei, voi renunțați la ceva sau la cineva care nu era potrivit pentru voi. O să și extrag ca să clarificăm, să vorbim mai clar. Da. Wow. A apărut, bineînțeles, și turnul. Turnul cu 6 de spade. Nu cred că mai am prea mult de nevoie de
să zic așa, validarea ceea ce urmează să spun eu. Cei care sunt urmăriți etalotul deja știți că aceste două cărți înseamnă ruptură definitivă de ceva. Voi luați decizia asta, unii, alții pur și simplu sunteți pus în fața faptului împlinit și va trebui să faceți ce trebuia făcut pentru voi, da? Pentru că vine turnul, turnul este o arcană majoră foarte, foarte importantă și vă pune într-o situație limită, într-o situație pe care nu puteți gestiona, care înseamnă o ruptură. O ruptură de o persoană toxică, de o persoană care v-a mâncat vouă existența, ca să zic așa, care v-a tot blocat. Este benefic pentru voi ceea ce se întâmplă, adică nu luați chiar așa de tragi, dragii mei. Este o etalare pozitivă, așa o văd eu, pentru că atunci când vine turnul, face pur și simplu curățenie. Așa trebuie să se întâmple, așa era menit să fie, ca voi, dragii mei, să găsiți răspunsuri sau rezolvarea în altă parte a situațiilor care nu vă fac fericiți. Aveți și un 6 de spade, vă plecați, renunțați definitiv. Nu mai este cale de întoarcere, decizia pe care voi o veți lua, fie că o puneți în aplicare martie, fie că doar o gândiți în această lună și o aplicați începând din aprilie, este definitivă. Da? Ce înseamnă definitivă? Fie plecați de lângă o persoană care nu este potrivită pentru voi și trebuia să întâmple asta și conștientizați, sunteți împăcați cu această schimbare benefică în viața voastră, cu această ruptură, fie pur și simplu se întâmplă ruptura, poate celălalt partener vă are în sfârșit curaj să spună ceea ce simte și vă determină pe voi să renunțați la acea relație care nu era benefică. Poate era o relație cu o persoană căsătorită, cu o persoană mai în vârstă, cu o persoană din altă etnie, din alt oraș, ceva nu funcționa la această relație și trebuia să se încheie, da? Dacă vorbim pentru cei care sunteți singuri, vă rupeți definitiv de un trecut. Sau spuneți nu unei posibile împăcări cu un posibil partener, de ce nu? Care tot venea și ieșea din viața voastră. Sunteți dispus să mergeți mai departe, da? Sau să vă împăcați cu ideea unor iubiri care nu au funcționat, să reparați acele gânduri, pentru că trebuie să vă rugați foarte, foarte mult, trebuie să vă eliberați, spun și îngerii romantici. Și să obțineți controlul asupra vieții voastre, dragii mei. Aia veți face voi în luna aceasta martie. Vă eliberați de tot ce nu era benefic în viața voastră și poate vă gândiți pe viitor să găsiți persoana potrivită și sunteți pozitivi din acest punct de vedere. Dar nu văd că în luna aceasta martie să înceapă prea multe povești de iubire. E mai mult o împăcare cu sine, o regăsire a voastră ca persoană. Puteți să plecați din casa părintească unii dintre voi unde vă era bine, dar vreți să evoluați, vreți să fiți pe cont propriu, să luați viața în piept, pentru cei care sunt foarte, foarte tineri, ceilalți profesional s-ar putea să urmeze o decizie capitală aici. Unii veți fi dați afară, nu, pentru că este un aspect pe care îl spune turnul și lucrul ăsta vă va ambiționa și vă face să căutați soluții mai potrivite pentru voi, alții pur și simplu plecați că nu mai suportați ceea ce se întâmplă la locul de muncă, poate persoanele cu care lucrați, poate sarcinile pe care le aveți, poate felul în care sunteți remunerați nu vi se potrivește deloc și vă gândiți la cu totul altceva. Puneți bazele în martie, da? Din punct de vedere al sănătății, ceva vă dă peste cap, ceva vă atenționează că e timpul să faceți niște progrese, trebuie să luați o decizie. Dacă să mergeți pe un tratament natural, pe unul convențional sau pur și simplu să vedeți un terapeut dacă aveți nevoie de asistență psihologică unii dintre voi sau nu. Da? Deci poate fi un terapeut în orice punct de vedere. Ceea ce este că aveți ceva probleme de sănătate care trebuie rezolvate și din martie vă gândiți serios la acest lucru. Și acum să vedem pe principalele aspecte ale vieții, să vedem unde vă lovește cel mai mult acest turn, dragii mei. Pe partea de profesie avem moartea, deci clar aici se termină ceva. Nu, e prea mult, prea multe cărți de final, deci vom vorbi foarte mult despre asta imediat. Pe dragoste avem un cavaler de monede. În ceea ce privește banii, dragii mei, ia să vedem. Diavol, wow, câte arcane majore, dragii mei, wow, mamă. Și ce în căpușorul vostru, ce vă doriți voi pentru Marte? Ce vreți să schimbați voi? Aveți împărăteasa. Wow, ce frumos.
Împărăteasa este cartea creației, cartea mamei. Voi vă gândiți foarte, foarte mult în această perioadă, dacă încă aveți părinți, la mama voastră. Voi e dor de ea. Și mamei dumneavoastră, la fel, simte lipsa conexiunii cu dumneavoastră. Și s-ar putea să faceți foarte, foarte multe drumuri, dragii mei, la casa părintească sau cel puțin să vă sunați mama, care se va bucura foarte, foarte mult. Un alt aspect pe care spune Marea Preoteasă, care sunt cu arcană majoră pentru voi, este că dacă aveți copii, dragii mei, vă reorientați către ei. Vă gândiți să le fie bine. Poate ați fost certați o perioadă cu copiii dumneavoastră, poate a fost niște neînțelegeri, că văd o perioadă de pauză pentru clarificare și acum de vorbiți liberi și clarificați ceea ce trebuia să se întâmple. Sau pur și simplu vă dedicați familiei voastre, dragii mei, copiilor în această perioadă, luna martie. Da? Dacă vorbim de cei care o să rupeți definitiv o relație, pentru că apare clar acest mesaj, să știți că e bine să comunicați copiilor, o veți face, veți fi deschiși cu actualul partener să faceți ce este mai bine pentru copiii voștri. Da? Un alt mesaj puternic pentru cei care vă doriți copii, s-ar putea să apară o sarcină nedorită, o sarcină pe care voi nu vă aștepta să apară și să vă pună în fața faptului împlinit. Și aici trebuie să luați o decizie dacă să păstrați sau nu acel copil, pentru că vine într-o situație când lucrurile nu funcționau foarte bine, poate într-o relație, poate vine când erați hotărât să mergeți mai departe și nu știți dacă acest copil este ce trebuie pentru voi. Vă gândiți serios în luna aceasta martie dacă îl veți păstra sau nu. Este un mesaj pe care îl spune Marea Preoteasă. Este în capul vostru această decizie. Cei care, sunteți singuri, vă doriți foarte, foarte mult să găsiți acel partener potrivit vouă. Și tocmai de aceea gândul vostru este de a lua o pauză, de a vă ocupa de voi, de a face lucrurile cum trebuie data viitoare și de a vă regăsi. Vă eliberați într-adevăr în luna martie, dragii mei. Este o regăsire puternică pentru că veți ști exact ce aveți de făcut. Dacă vorbim din punct de vedere profesional, vă gândiți la un proiect ce ține de creație, ce ține de pasiune, ce ține de noutate, ce vă place vouă să faceți, e în capul vostru și s-ar putea să mergeți unică, să începeți propria dumneavoastră afacere sau o colaborare sau ceva extra în această perioadă, pentru că vă foarte, foarte multe rupturi din punct de vedere profesional și al banilor, aveți nevoie de bani și atunci veți investi în ceva constructiv, ceva ce vouă vă place. Dacă o să munciți și o să vă dăruiți și o să fiți perspicace, cum sunteți voi, dragii mei perpeci, o să reușiți să duceți acest proiect să vă aducă acele beneficii sau nou loc de muncă sau ceea ce vă doriți voi, schimbare profesională, să ajungă acolo unde vă doriți voi. Deocamdată apare ideea, deocamdată poate puneți unii dintre voi bazele, alții le puneți începând din aprilie. Lucrurile se vor schimba foarte mult din punct de vedere profesional, dragii mei, pentru că nu vă mai place ceea ce voi faceți. Da? E în capul vostru, voi știți ce vreți. Unii dintre voi vă doriți și o pauză, vă doriți să vă relaxați mai mult, doriți să faceți o vacanță, dar nu aveți suficient de mult timp, nu aveți suficient de mulți bani unii dintre voi, nu aveți suficient de multe resurse să mergeți acolo unde vă doriți voi. Pauza mentală pe care voi o veți lua sau ceea ce faceți voi fizic, de ce nu, e menită să vă aducă și o stare de bine, să vă odihniți poate mai mult, pentru că vă resimțiți, v-am zis, cu sănătatea, nu sunteți în cea mai bună perioadă, dragii mei. De aceea trebuie să aveți mai multă grijă de voi, de aceea trebuie să vă odihniți mai mult, de aceea trebuie să luați o pauză de tot ceea ce nu vă face bine, dragii mei. Asta este în capul vostru, asta vom vedea ce se întâmplă în luna martie. Ce se întâmplă pe partea profesională? Avem moartea. Moartea, turnul, 6 de spade. Clar, aici ruptura cea mai mare va fi din punct de vedere profesional. Mulți dintre voi nu veți mai face ceea ce faceți până la momentul în care ascultați etalarea mea. V-ați cam săturat. Unii veți fi puși în fața faptului împlinit, pentru că turnul și cu moartea urmează și o demisie, veți fi dați afară dintr-un loc de muncă destul de călduți sau alții vă săturați voi pur și simplu de felul în care decur lucrurile, poate munciți prea mult, poate nu sunteți mulțumiți decât câștigați, poate aveți nevoie de mai mult sau mai mult timp liber și vă băgați demisia. Ziceți până aici, gata, m-am săturat, nu mai pot. Caut altceva potrivit mie, sunt capabil,
dragii mei, și decizia a fost luată destul de bruscă unii dintre voi, alții veți gândi foarte, foarte mult. E bine să o gândiți înainte de a lua această decizie, pentru că nu sunt lucruri chiar atât de rele pe cât le vedeți voi, dar cert este că berbecii sunt nemulțumiți și vor face această schimbare, da? Da, bineînțeles. Încă o carte negativă pe partea asta de loc de muncă. Se pare că acele lucruri chiar nu sunt ce trebuie. Chiar vă dezamăgește ceva. Chiar vă nemulțumește ceva. Sunteți triști, sunteți apatici din punct de vedere al situației profesionale. Trebuie să urmeze această schimbare pentru că era ceva ce v-am mai zis. Nu vă bloca pe voi, în adevărata voastră evoluție. Ceva nu funcționează. Ori, dacă nu renunțați definitiv la ceea ce faceți voi acum, nu vă veți mai implica ca până acum. Veți cam lua o pauză, veți cam sta în banca voastră să vă gândiți la ce să schimbați pe viitor. Dar eu văd foarte, foarte multă renunțare aici, văd foarte multă eliberare, vă foarte multă plecare din ceva ce nu era bun pentru voi. S-ar putea unii dintre voi să plecați chiar în străinătate sau să vă gândiți să plecați în străinătate, de ce nu, dragii mei? Cert este că această mutare este benefică pentru voi, nu mă voi mai întinde prea mult la explicații pentru că lucrurile sunt clare și probabil din lunile următoare veți vedea că a fost ceea ce trebuia să se întâmple. Cert este că sunteți supărați, sunteți dezamăgiți, lucrurile nu funcționează așa cum vă doriți voi, poate aveți un colectiv de muncă sau un șef destul de aspru și nu vă apreciază la adevărata voastră valoare. Ce facem cu banii, dragii mei? Avem diavol, încă o arcană majoră. Din câte arcane majore au ieșit aici la voi, dragii mei, văd că luna martie este una decisivă în viața voastră, cel puțin cred că pentru anul 2024. Cert este că diavolul este cartea cheltuielor, să zic așa, prost făcute, a viciilor, a dependențelor de orice fel. Voi aveți, dragii mei, o problemă în ceea ce privește risipa în această perioadă martie. Și tocmai pentru că sunteți pus în fața faptului împlinit și trebuie să căutați în alt loc de muncă sau să vă relansați profesional, vă îndeamnă pe voi în martie să fiți mai echilibrați financiar, să desfaceți lanțurile în ceea ce privește anumite dependențe, da? Poate cheltuiți prea mult, nu știu, pe diverse lucruri, poate, nu știu, aveți prea multe dependențe, droguri, alcool, care sunt foarte, foarte costisitoare și sunteți nevoiți în luna aceasta martie să mai tăiați din cheltuieli, pentru că v-am zis, urmează o perioadă mai greuță pentru voi din punctul ăsta de vedere. Și într-adevăr, prin 6 de băte, voi reușiți să vă echilibrați din punctul ăsta de vedere al dependențelor și toxicităților din viața voastră. Văd o eliberare puternică, sunteți capabili, veți putea gestiona mai bine resursele voastre, veți putea scăpa de niște cheltuieli inutile pe care voi le făceați. Le analizați și sunteți mai maturi din punctul ăsta de vedere. Știți că aveți o perioadă mai greuță un picuț, niște cheltuieli neașteptate pentru unii dintre voi, faptul că se întâmplă ceva aici pe partea profesională vă face să fiți mai chipziți și mai echilibrați, ceea ce este foarte benefic în viitor, pentru că lucrurile se vor schimba, nu vor fi ceva de lungă durată, dragii mei, dar în perioada asta e bine și învățați lecția chipzuinței. Vă maturizați din punct de vedere financiar, dragii mei. Cred că veți renunța și la mai întreține anumite persoane din viața voastră, pentru că văd diavolul, poate fi și o persoană duală, poate copiii voștri vă măcinau de bani și acum spune stop, e timpul să-i lăsați să meargă pe drumul lor mulți dintre voi, sau poate aveați un partener care doar trăgea de pe voi, da? Și vă dați seama și voi că este timpul să spuneți nu acestei relații toxice încă o dată și să mergeți mai departe și reușiți să scăpați de această dependență în ceea ce privește banii, dragii mei. O să construiți o altă persoană, veți fi o altă persoană din martie voi și din punct de vedere al felului în care voi gestionați resursele. Nu văd că vin bani noi, văd că aveți doar cheltuieli extra, cheltuieli care vă îndeamnă să scoateți din buzunar. Acele schimbări profesionale vă îndeamnă să fiți, dragii mei, mai echilibrați și veți fi în această lună martie. Și este în beneficiul vostru. Foarte, foarte frumos, dragii mei. Ce facem cu dragostea? Avem un cavaler de monede, da? Monedele vorbesc de bani. S-ar putea ca principal mesaj care apare este pentru cei care sunteți singuri să intre în viața voastră o persoană
care nu este chiar cum v-ați dori voi, dar are un statut financiar foarte, foarte bun, da? Poate fi în zodie de pământ, poate fi taur, fecioară sau capricorn. Această persoană, mai ales pentru femeile din zodia berbec, este un partener bun pentru voi. Dar nu știu dacă îi veți da ocazia să își exprime, nu știu, să vă cucerească sau să doriți să fiți cu această persoană. Pentru că nu vă atrage foarte mult din punct de vedere sexual și mulți dintre voi vreți decât să trăiți o eliberare și să vă regăsiți în această perioadă, dragii mei. Oh, și încă o arcană majoră, nebunul ca și clarificare. Veți risca. De data asta chiar veți risca. În ceea ce privește viața sentimentală, urmează un risc, urmează o noutate, urmează o implicare în ceva riscant, dar care poate să aducă ceea ce vă doriți voi sau nu. Se pare că acest partener apare când voi nici nu vă mai gândeați, vă pune un pic pe gânduri și veți risca o relație cu un partener care nu era ceea ce voi gândeați că e benefic pentru voi, mai ales că nu vă prea atrage foarte mult, dar vă place că este o persoană puternică, este o persoană care știe să facă bani, este o persoană care vă va asigura vouă confortul, mai ales că văd aici dorința de a intra în această relație și datorită nevoilor financiare pe care voi le aveți, dragii mei, unii dintre voi. Da? Și această persoană vă poate întreține sau vă poate ajuta în această perioadă să echilibrați cheltuielile, da? Și veți începe, nu știu, cel puțin veți vor comunica cu această persoană, vă veți gândi serios și s-ar putea din aprilie să începeți această relație, pentru că este ceva ce nu ați mai făcut, este ceva ce ține de noutate, e copilăresc, e o relație, nu știu, nu este ceva cu ce era confortabil pentru voi, dragii mei. Dacă e să vorbim din punct de vedere al celor care au deja un partener, un soț, o familie, vă e teamă, dragii mei, să rupeți această relație sau vă era teamă până în luna martie pentru că erați întreținut sau pentru că aveați beneficii materiale de la partenerul dumneavoastră. Văd această ruptură, văd că aveți capacitatea de a merge înainte, de a merge pe drumul vostru pentru că nu erați fericiți. Chiar dacă această persoană vă susținea material, chiar dacă lucrurile erau, să zic așa, relativ ok în viața voastră, cât de cât voi sunteți nefericiți, pentru că nu mai iubiți această persoană, pentru că vă doriți pasiune, vă doriți o persoană potrivită pentru voi și pentru că nu vreți să-i mai tolerați acest comportament dictator pe care îl are actualul partener, da? Și vă veți despărți sau vă veți gândi serios această ruptură în luna martie și în aprilie veți face demersurile. Oricum, ruptura este inevitabilă pentru că această relație chiar nu funcționa, da? Deci văd foarte multe rupturi în această perioadă. Dacă nu se întâmplă această ruptură, probabil veți rămâne în continuare, veți încerca să reparați ceea ce oricum nu se va putea repara pentru mulți dintre voi. Dar mesajul clar este că veți rupe și bine faceți, aveți acel curaj, aveți acel nebunie, veți lăsa pe mulți cu gura căscată când veți da vestea, pentru că vă știau o familie destul de bine, mai ales că erau și copii, vă gândeați la copii, vă gândeați la binele copilor, dar nu vă mai gândiți la asta, dragii mei, vă gândiți și la voi, pentru că e tipul să trăiți, pare și care aveți o vârstă și voi la adevărata voastră valoare. Nu sunteți fericiți și vreți să găsiți acea fericire și o veți face începând de lunile acestea, dragii mei. Da, interesantă citire, v-am zis cu sănătatea. Nu, e bine că rupeți acele dependențe, văd aici o îmbunătățire în ceea ce privește consumurile tot fel de substanțe sau lucruri sau vicii care nu vă făceau bine. Faptul că unii dintre voi veți afla că veți fi părinții, dragii mei, vă pune pe gânduri să fiți mai atenți la ceea ce mâncați, la ce consumați. Cert este că veți începe tot felul de reparări în această perioadă, pentru că sunteți obosiți, sunteți epuizați unii dintre voi și trebuie să începeți să vă gândiți serios și la sănătatea dumneavoastră începând din martie. Începe să vă gândiți și bine faceți. Vă eliberați, exact cum spun îngerii romantici, și câștigați controlul asupra propriei dumneavoastră vieți începând din această minunată lună. Și acum să vedem și ce spune oracolul vieții dumnezeiești pentru berbeci. Pentru martie 2024, bineînțeles. Ia să vedem, de obicei când ies cărțile las ca atare, dar erau foarte, foarte multe și nu cred că era cazul să lăsăm atâtea mesaje. 5. Depășește-ți frica stranie de eșec.
Gândurile voastre, dragii mei, vă țineau blocați până acum din martie, nu o să mai aveți gândurile acelea negative și destructive pentru voi. Eșecul apare numai dacă tu îl anticipezi și apoi crezi în mod bizar în apariția sa. Dumnezeu te susține atunci când țelul tău este în mod dumnezeiesc, integrat și binefăcător. Astfel vei avea parte de șansa de a trăi experiențe binefăcătoare și de a direcționa cu înțelepciune viața în lumina acestor experiențe creatoare. Dragii mei, doar în mintea voastră este, sau voi sunteți principalul noastră dușman, da? Dacă vă e teamă, cei care aveți nevoie de o ruptură, să o luați pe drumul cel nou, încă vă gândiți că poate nu este bine, încă vă gândiți că poate lucrurile nu vor funcționa și s-ar putea să atrageți lucrurile nefavorabile vouă dacă nu vă schimbați mentalitatea. Eu văd că totuși mulți din berbeci în această perioadă, luna martie, știu ce vor, se regăsesc pe sine, sunteți mai puternici și probabil după ce urmăriți etalarea mea, vei ști exact ce veți să faceți cu viața voastră. Chiar dacă doriți să păstrați acel copil, chiar dacă nu a venit pe nepregătite pentru unii dintre voi, să știți că este benefic, vă va aduce vouă liniștea de care voi aveați nevoie. Riscați, chiar dacă se va termina ceva profesional, să știți că chiar dacă pierdeți anumite avantaje financiare, lucrurile se vor schimba în bine pe viitor, pentru că veți atrage și abundență și un loc de muncă mai bine pentru voi dacă gândiți pozitiv în sensul, dacă aveți curaj, dacă vă rupeți ceea ce încă vă blochează evoluția. Sentimental la fel, rupeți-vă, nu vă mai gândiți la lucruri negative, ați încercat să reparați, nu s-a putut, e mai bine să fiți singură perioadă cei care nu, sau să acceptați acel partener care este cu totul o persoană la care voi nu v-ați fi gândit niciodată, o persoană care are sentimente sincere pentru voi și să începeți o relație nebunească, dar care poate să vă aducă vouă fix ceea ce aveți nevoie. Mă opresc aici, dragi berbeci, pentru că nu vreau să mă întind prea mult. Lucrurile sunt foarte clare pentru voi. Eu nu aș lua-o ca o citire negativă, eu o văd constructivă și benefică. Este o lună decisivă, foarte, foarte multe arcane majore, dragii mei, de aceea trebuie să țineți cont de tot ceea ce v-am zis eu. Dacă încă nu faceți parte din comunitatea mea și vreți să faceți parte, apăsați pe butonul de abonare, este absolut gratuit. Nu uitați de clopoțel pentru că veți primi când imediat ce postez etalarea să o puteți vedea, dragii mei. Nu uitați de aprecieri, comentarii, mi-ar plăcea să-mi spuneți dacă rezonați sau dacă simțiți deja că aceste lucruri mele se întâmple în viața voastră, dacă se vor întâmpla în martie, bineînțeles. Nu uitați și dacă vă permite sau doriți să apreciați, dragii mei, și financiar acest videoclip, apăsați butonul de super mulțumiri, este absolut gratuit. Nu este gratuit, sunt sume modice, dragii mei, pe care le puteți oricând dona în semn de recunoștință. Pe mine mă bucură foarte mult când primesc feedback-uri, mesaje sau chiar susținere din partea voastră și financiară. Până data viitoare, dragii mei, aveți răbdare, trece, gândiți-vă bine la decizia pe care urmează să o luați și este în beneficiul vostru orice urmează să se termine în această lună martie.